Denisa este al nouălea copil în familia Lăcrămioarei. În primele luni de viață a fost diagnosticată cu epilepsie. La 4 ani, copila a făcut o convulsie atât de puternică încât a intrat în comă și a fost dusă la spital de urgență. Acolo, în salon, mama a ațipit lângă ea cu capul pe chiuvetă și a visat-o, așa cum o știa, alergând cu părul în vânt. Dar când s-a trezit, a început coșmarul. Am adus-o în căruț. Era neagră când am adus-o. O-i dădeam mâncare cu seringa de neurofen. Ăsta a avut pișorul unde stătea așa. Așa l-a avut ăsta. Ea și-a dat-o la Bacău și Bacău mi-a dat-o acasă, zic, dacă mai trăiești 2 săptămâni. Din fericire, iată-o pe Denisa acum, în vârstă de 9 ani. Din păcate, după acel episod, micuța nu a mai putut merge niciodată, iar mama încă o mai vede în somn, așa cum speră că va fi într-o bună zi. Când deodată visesc, chiar acum săptămâna trecută, mi s-a părut, mai zic, s-a dat fata jos din pas sau mi se pare mie, și zic, când m-am trezit brusc deodată, când mi se părea că s-a ridicat și mergea. Ca să semene cât de puțin cu Denisa din vis, nu trece o zi fără să-i aranjeze părul. Îi e greu să se împace cu gândul că, pe lângă epilepsie, fata ei a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică, boală care, practic, a imobilizat-o. Dar grija și dragostea de mamă, plus efortul unor profesioniști, înseamnă progres. Și, într-adevăr, de când a început terapia, Denisa este un alt copil. Nu mai stă cum stătea, că stătea ca un bibelou înainte. Unde o puneam, acolo stătea, deci nu se întorcea deloc. Dar din kinetoterapia și exercițiile efectuate de recuperare, ea a progresat foarte mult. Denisa, hai să facem amândouă un pic de mișcare. Hai, mama, că cu tine face. Cum făcea domnul kinetoterapeut? Pe piciorul mamei și tu mergeai și o duceai. Ce m-a mai impresionat, efortul lor de a face față traiului. Cum încearcă ei să descurce, trăind din munca cu ziua. Am sperat că o să fie bine. Tot sper că, mă rog, ca să meargă și să fie copiii mei sănătoși. Să am și eu alte condiții. Denisa este unul dintre cei 70.000 de copii cu dizabilități care trăiesc în România. Progresele Denisei și ale altor copii ca ea depind de accesul la echipamente, tratamente și servicii medicale. Prin proiectul UNICEF, Servicii Comunitare pentru Copii, echipele comunitare formate dintr-un asistent social, asistent medical comunitar și consilier școlar oferă copiilor din familii vulnerabile accesul la servicii medicale, sociale și școlare. Trimite acum un SMS gratuit cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-i pe Denisa și pe alți copii ca ea să aibă acces la serviciile de care au nevoie. Îți mulțumim!